Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru cei de-ai noștri acasă, nu spun decât Doamne ajută, pentru cei care sunt de departe, bine ați venit! Bine v-am găsit! O să vorbim chiar două minute despre puterea și taina Sfântului Maslu, cea de-a cincea taină prin care noi, oamenii, primim vindecare. Spune Sfânta Scriptură, de fapt în Sfânta Evanghelie, de este cineva bolnav, să cheme preoții biserici, să roage pentru el, să lungă pe un de lemn sfințit, în epistola lui Iacob. Însă, repet, maslu trebuie să cuprindă în sinea lui câteva elemente principale. Elementul fundamental, un de lemnul pe care ați văzut că îl primiți și în sticluța deseori, de la mai multe sfinte masluri, cu care vă puteți unge, sau întotdeauna cel mai perfect să n-aruncăm când spălăm blidii, pe o bucățică de pâine, două, trei picături, a înghițit și atunci îți duce direct și își face treaba în trupul omului. Făina care o lăsați la Sfântul Maslu sau bucățica de pâine măsluită, aceea se poate face turtiță din făină și se poate mânca în zilele de post. Când mergem la taina Sfântului Maslu, trebuie să obișnuim să ne învățăm cu acatistul Sfântului Panteleimon, cei ce sunt bolnavi, sau Mihail și Gavril, dacă e dezlegat ceva de rele. El se poate face cât de des. Am văzut opinii diferite. Unii au spus, ce e atâta Sfântul Maslu în toată ziua? Dacă s-ar face 7 maslu pe zi, n-ar fi de ajuns la câtă boală este. Și vă spun că este atât de multă boală în popor și este atât de multă nenorocire, pentru că noi mai stăm cu fiecare om de vorbă în parte și cred că și anul ăsta nu a fost autocar să nu fie 4, 5, 6, 7 cazuri. Părinte, am pe cineva bolnav de cancer, am pe cineva operat, am pe cineva cu tumor, am pe cineva... Deci, înseamnă că aceste boli vin peste noi din multiple motive, cauze fizice și chimice. Și asta înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă. Nu mai vrem să mâncăm o mămăligă proaspătă și două legumi fierte la viteză în oală, ci mergem și luăm fast food-urile, luăm mâncarea împachetată, luăm mâncarea ambalată, luăm mâncarea industrializată, mâncarea conservată, ai deschis conserva și ai mâncat, ai deschis pachetelul și ai mâncat, ai deschis fast food-ul și ai mâncat, dar suporți și consecințele. Nu există aliment, și asta spune o bătrână cu părul cărunt, care didiamează până de seara să nu-și schimbe valoarea. Ce făceau bătrânile la țară? Spăla oala, dacă nu se mânca la neaz, spunea la un purcel, la un cățel, ștara altă mâncare proaspătă. De ce? Mâncarea se oxidează și primește diferite calități negative sau pozitive asupra organismului. Și toți fermență și toți agenți patogeni lucrează în noi. Când îi pui conservant și stă termen de garanție 24 de luni, și termenul de viață poate fi 24 de luni. Adică noi trebuie să fim atenți la ce băgăm în gură. Marii bucătari coreeni și marii medici cu apuncuntura, cu energiile, cu astea îi spun clar. Mănânci și ești ceea ce mănânci. Sănătatea ta este ceea ce mănânci. Sănătatea ta este ce bei, sănătatea ta este ceea ce miști, ceea ce gândești, ce faci. Te enervezi, te îmbolnăvești, te stresezi, te îmbolnăvești, te tulburi, te îmbolnăvești, te agiți, te îmbolnăvești, plângi, te îmbolnăvești, suferi, te îmbolnăvești. Deci toate au cauze multiple. Corpul nostru este ca o, știu eu, ca o diodă. Are în el toate lucrurile. Numai că noi, în electronică, punem câte o siguranță. Când crește tensiunea, sare siguranța. La noi sare WC-ul. Poate sări inima, se poate bloca ficatul, se poate bloca rinichiul, poate ceda plămânul și noi spunem are toate bolile. Sigur că toate bolile, că un organ îmbolnăvește pe altul, iar un medicament vindică una și îmbolnăvește alta. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă de acest dar mare al sănătății care vine din partea trupească, prin comportament și hrană, în partea morală, prin etica și faptele pe care le facem, că sunt foarte multe fapte negative care dacă nu știm să le gestionăm, se întorc repercursiunile asupra noastră. 4. Viața duhovnicească care dă viața morală și normală
Și ultima este viața medicală. Medicul este ultimul la care trebuie să apelezi când ai epuizat factorii normali. Dar avem două feluri de medici. Medicii naturii, avem plante cu care ne-am putea trata dacă am fi interesați cum lucrează ele în viața noastră. Și am avea și doctori care ne-ar putea trata dacă am ști cum lucrează în viața noastră. În general, noi nu știm cum lucrează nici planta, nici doctorul, pentru că nu suntem interesați. La români este acel vechi proverb, dacă în ochii ca la pat, e sănătos. Adică de-abia când îngenunchează de tot și lei cu țolul, se duce și se tratează. În rest, nu ne interesează. Însă, în Sfânta Scriptură, spune negru pe alb, cine batjocorește trupul acesta, care e templul Duhului Sfânt și Dumnezeu îl va batjocori pe el. N-ai să fii certat de Dumnezeu că ai avut o apenticită sau o fiere la o piatră la fiere. Dacă când te-ai îmbolnăvit de băutură, când te-ai îmbolnăvit de drog, când te-ai îmbolnăvit de boli de astea care sunt cauzate în mod samavolnic prin abuzul trupului, 7 joburi, 10 servicii, 10 case, 10 mașini, 10 conturi și adunci și strângi, și adunci și adunci și adunci și apoi începi să risipești pe sănătate. Este reacția ireversibilă când ea se învârte înainte și înapoi, cam 0 pe 0. Cât ai băgat în agonisal, atâta dai pe sănătate. Ca în final să spui, slavă Domnului că măcar o leacă mă sunt mai bine. Dar cât ai, m-a costat o avere. Puteai să faci averea mai cu măsură și să n-ajungi să o cheltui pe sănătate. De aceea spune că atunci când este cineva bolnav, ultima medicație se adresează lui Iisus. Ce vrei să faci? Vreau să văd, să-ți fie cum voiești și cum crezi. Ce vrei să faci? Vreau să mă izbăvesc. Curățește-te, înviază, vindecă-te. Și Dumnezeu a dezlegat toate bolile și neputințele din popor, de aceea îl numim Doctorul cel Mare, Păstorul cel Mare, Învățătorul cel Mare, Arhiereul cel Mare și Vindecătorul nostru cel Mare. Ca să ne putem vindeca prin Dumnezeu, obligatoriu și păstorii dumneavoastră, cât sunt aici câțiva și dumneavoastră personal, trebuie să știți. Taina Sfântului Maslu este pentru vindecare. Ați participat la Sfântul Maslu, vă luați și vă sfințiți o chilă de unt de lemn, un litru sau jumătate și în fiecare dimineață, prin nemâncat, la stomacul gol, după ce ai luat anafura și aghiazma, câteva picături pe pâine, pe o coajă de pâine, ai înghițit ulei de la maslu și ești sănătos. Aici, în Moldova, imediat după Revoluție, că eu sunt în Iași din 91, când îi spuneai de Sfântul Maslu, dar ce de moarte? Adică credeau că maslul se face numai când mori. Nu, tocmai maslul se face să nu mori, să fii viu. Și în Evanghelie scrie, eu nu vreau moartea păcătosului, ci ca el să fie viu. Și iarăși tot în Scriptură spune, Mântuitorul Iisus Hristos, nu cei sănătoși, ci cei bolnavi au nevoie de doctor. De doctor de trup, și de doctor de suflet. De doctor de suflet e duhovnicul și preotul, de doctor de trup e medicul și medicina și buruiana și, cum v-am spus adineori, vraciu și leacul. Dar cel mai mare medic este mintea ta, atenția ta, viața ta, comportamentul tău, alimentația ta, măsura ta. De aceea spune apostolul ăsta, Sfântul Vasile cel Mare, toate să le faceți cu măsură. Nu există o teologie mai înaltă decât dreapta socotință. Să știi cât să mănânci, cât să bei, cât să te odihnești, cât să lucrezi, cât să fii de ordonat, cât să fii de serios, ca să spunem așa. Avem pilde în întreg patericul de oameni care s-au vindecat în miraculoase echipuri. Eu, pentru că ați venit la Sfânta Parascheva, o să vă povestesc un miracol al Iașului de aici. Lui mi-ai fi spus vreodată, dar pentru cei care nu l-au auzit, poate e nou. Era un flăcău tânăr frumos, s-a căsătorit cu o fată, avea un socru foarte credincios și a făcut un cancer brusc, galopant. Nu era camus să fie injectat, să nu știi nici ce să faci, era altfel treaba pe atunci. Era rar. Dacă mai țineți minte cum se spunea la țară, racă, bubărea, așa îi spunea. Dar avea unul întățatul, nu era ca amul din doi în doi oameni. A ajuns la spital, fata s-a dus și a vorbit cu medicul și medicul a spus, scurt pe doi, nu este scăpare. Mare, mic, nim, 40 de zile, o lună, două.
A venit acasă, i-a spus socru, socru a spus, voi habar n-aveți ce-i cu voi, mă duc eu să rezolv problema. S-a îmbrăcat moșul frumos țărănește, a cumpărat o pijama nouă și a luat la el un litru de ulei, și a luat o pungă de făină, și a luat o pungă de zahăr, și a luat bani de drum, și a luat niște busuioc, și a întins-o direct la ea și era din zona Sucevei, de printr-un sat încolo între Humor și Falticeni. Asta s-a întâmplat aici, la Spitalul Spiridon, în Iași. S-a dus la Sfânta Parascheva și i-a spus preotului de acolo, părinte, moaie în vata asta în candela sfinte, treci în pijamalele astea, piracla sfinte și atingere din mâna ei. Că am un ginere bolnav, mă duc să-l fac sănătos, că am vorbit cu Sfânta Parascheva și trebuie să mă ajute. O lăsa sticluța cu ulei acolo, o lăsa zahărul acolo, făina acolo, și-o luat niște vată și-o luat niște flori de la sfânt, o bucățică de busuioc și-o pleca la spital. A ajuns acolo la salon și a zis, doamna doctor, unii ginerile meu, vedeți că îl găsiți la reanimare în patul cu tare. Acolo era un doctor care îi supraveghează, că aia sunt foarte bolnavi și sub supraveghere. S-a dus la el și a tăiat, zis, bă băieți, dar tu crezi că eu te-am surat cu fata mea să mor, să mă lași cu 100 de treburi? Tu ai treabă, eu într-o stămână te aștept acasă. L-a dat tăt, l-a disfăcut la haine și l-a uns tăt cu mir din cap în închișoare. El avea metastaze de astea generalizate. Și asta nu-i minciună, e adevăr, e scris, e consemnat. I-a pus vata în buzunar, l-a îmbrăcat cu pijamalele atinsă de cuvioasa, i-a dat să bei niște aghiazmă, ce i-a dat de acolo, ce i-a dat preotul de la Sfânta, și a spus așa, eu mă duc că am treabă, am rezolvat problema ce am avut, domn doctor, mie într-o stămână îmi trimesc ginerile acasă, doctor zice, moșu-i șui, las, vorghească. După plecarea bunicului, așa pe seară, bolnavul, care era în perfuzie și într-o stare foarte urâtă, se scoală la marginea patului și spune, mi este sete. Doctorița a sunat pe șef, pe așa, și a zis, domnule, ce facem, îi dăm? Dai mă, că muribunzi așa fac, înainte de a muri, au așa un fel de forțare și cumva își revin un pic, că după aia pleacă de tot. O trasă la o cană de apă și a zis, dar mi-e și foame. Asta iar o sunat asistenta salonului. Ce fac? Dă-i, domnule, să mănânce ce cere el. Dă-i iaurt, dă-i ce vrea el acolo. Lasă-l cu oricum se duce. Ăla o mânca ghiniu, mai durat o leacă, fără să întrebi pe doctoriță. O tras acul ăla ce era în venă, ce curgea de la perfuzie și l-a lăsat acolo. Și s-a dus, s-a uitat pe geam. Aia nici nu a fost cu băgare de seamă. Când l-a văzut, domnule, vrei să mă bagi în spital? Vrei să mă bagi în pușcărie? Ce cu tine? M-am săturat de sta pe patul ăla, mă dor toate oasele, vreau și eu să mă mai mișc un pic. Aia l-a sunat pe doctor și a spus, domnule, e ceva foarte interesant, eu nici nu-mi dau seama. Ăsta afară că o mâncat și n-o mai vomat, o băut și n-o mai vomat, se plimbă prin salon, stă la geam, ceva nu e în regulă. A venit doctorul imediat, l-a luat jos, l-a băgat la investigare, ficat curat, plămân curat, abdomen curat. Nexa metastazii. O chemat imediat comisia și a zis, domnule, ce să mai spunem? Ce-o mâncat, ce-o băut, ce s-a întâmplat? Păi, deci că a fost un bătrânel, l-a uns tăt cu un de lemn, l-a îmbrăcat în niște haine de la Sfânta Parascheva. E clar că-i darul Dumnezeu. Faci și ții notițele, tot ce trebuie. Frumos, la o stămână, a plecat acasă sănătos. Asta înseamnă vindecarea prin credință. Prin puterea tainei Sfântului Maslu, care, cum spuneți voi câteodată, că mai auși pe aici pe la noi, ei, fac popii Sfântul Maslu să facă bani. Dar crezi tu că cu un leu de la Maslu să îmbogățești popa, e o mare greșeală. Dacă ar da fiecare om câte 10 milioane la Maslu, spui că ai strâns un ban. Așa de la un leu de-abia ți iese de lumânări și de plătit țărcovnicul cu țocânta la strană. Așa că voi luați-vă un de lemnul și mergeți la Maslu pentru Dumnezeu. Luați făina și o sfințiți pentru Dumnezeu. Mâncați-o pentru Dumnezeu. Consumați un de lemnul sfințit pentru Dumnezeu. Și cum spune la carte, dacă trăim, ai Domnului suntem. Și dacă morim, tot a Domnului suntem. Dacă bem și dacă mâncăm, pentru Domnul să o facem și să nu judecăm pe cel ce nu bea și nu mănâncă. Și cel ce nu mănâncă și nu bea să nu judece pe cel ce mănâncă. Și dacă vom mulțumi pururea lui Dumnezeu pentru toate, pururea cu Domnul vom fi. Amin. Amin. Amin.